sunt plătiți din bani publici ca să reprezinte interesele cetățenilor în Parlament și Senat. Vorbim, evident, despre senatori și deputați. Timp de 3 minute disecăm activitatea aleșilor cu puncte tari și puncte slabe. Să vedem ce fac ei pentru dumneavoastră, cei care le-ați acordat încrederea cu o ștampilă pe buletinul de vot. Astăzi îl chemăm la raport pe Sorin Ioan Bumb, ales în circunscripția electorală numărul 1 Alba pe listele PNL. Se află la primul mandat de deputat. Înainte să ajungă parlamentar, a fost vicepreședintele Consiliului Județean Alba. În acest context a fost semnatarul unui proiect de lege care prevede pensii speciale pentru aleșii locali. Activitatea sa de la validarea în funcție până acum arată în felul următor: 33 de luări de cuvânt, 20 de declarații politice, 59 de întrebări și interpelări, 56 de propuneri legislative și 9 moțiuni. Totalul luărilor de cuvânt este de 34 de minute și 32 de secunde. Declarațiile sale politice și luările de cuvânt fac referire la modul în care guvernul PSD conduce țara. Modalitatea în care PSD înțelege să strângă bani pentru acoperirea haosului fiscal pe care chiar el l-a creat a depășit orice închipuire. Noua țintă au devenit ONG-urile pe care PSD le văduvește acum de ce 2% donați de români din impozitele lor prin realizarea unei proceduri infernale de transfer a acestor bani. Dacă până acum era suficientă depunerea de către ONG în numele contribuabil la declarație 230 privind redirecționarea 2% din impozitul pe venit, Ministerul Finanțelor nu mai acceptă această procedură. Nu are pagină de Facebook, iar pe profilul personal postează fotografii de la spectacole folclorice, diverse întâlniri, urări de sărbători și fotografii de familie. Nimic însă despre politică, de parcă nu ar fi deputat. Acum că am văzut cât a vorbit și câte declarații politice a avut, este momentul să aflăm care sunt punctele sale tari. Este o voce puternică a opoziției, este activ în timpul ședințelor din Parlament și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe fac referire la următoarele: prea puține proiecte legislative, comunicare proastă prin rețelele de socializare, interes scăzut pentru județul pe care îl reprezintă. Pentru munca depusă de la începutul mandatului din decembrie 2016 și până acum, îi acordăm nota 6 deputatului PNL Alba, Sorin Ioan Bumb.